Declarațiile sale vin în contextul în care miercuri a avut loc un protest de amploare la Mioveni, la care au participat circa 11.000 de persoane, membrii de sindicat de la automobile Dacia, dar și familiile acestora, care au cerut, printre altele, și construirea autostrăzii Sibiu-Pitești. În urmă cu doar trei luni, guvernul prezenta o hartă cu prioritățile de autostrăzi pentru anii următori, în care arăta că autostrada Sibiu-Pitești nu mai este o prioritate pe termen scurt, urmând a fi finalizată abia în 2023. În schimb, guvernul își planificase să finalizeze până în anul 2018 autostrada care să traverseze de la vest la est România, între Nădlac și Constanța, dar care nu va ajunge și pe ruta Sibiu-Pitești, așa cum era stabilit inițial, ci pe ruta Sibiu-Brașov-Ploiești. Potrivit unui studiu de fezabilitate realizat acum câțiva ani, autostrada Sibiu-Pitești cu o lungime de 116 km ar fi avut un cost estimat de 3,2 miliarde de euro. CNADNR a demarat procedurile de licitație pentru revizuirea studiului de fezabilitate în primăvara anului 2012, iar ulterior, în toamna acelui așan, licitația, evaluată la puțin peste 14 milioane de euro, a fost anulată. Acum CNADNR vrea să reia licitația.